Bun găsit la știrile orei 12. Epidemia de rujeolă continuă să facă ravagii în România. Doar până vineri erau deja confirmate 45 de cazuri noi în 11 județe și București. Numărul total de cazuri confirmate a ajuns la peste 17.500, dintre care 64 de decese. Care sunt ultimele evoluții ale epidemiei? Aflăm chiar acum de la Alexandru Rafila, specialist în sănătate publică. Bună ziua! Bună ziua! Într-adevăr, au fost registrate un număr de cazuri noi și în această săptămână. Practic, începând din anul 2016, nu am avut săptămâni în care să nu apară astfel de îmbolnăviri în țara noastră, dar acest număr pe care l-a specificat dumneavoastră este în scădere față de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când am ajuns să avem și chiar peste 200 de cazuri noi într-o singură săptămână. Cu siguranță, această epidemie va continua până când vom reuși să avem o acoperire vaccinală pentru vaccinarea de rutină, care să reușească să împiedice transmiterea susținută a bolii. Ce a contribuit, domnule Rafila, la scăderea numărului de cazuri în ultimul timp? Nu este altceva decât pur și simplu o chestiune statistică. Dacă o să urmăriți trendul după o scădere acum vreo circa 6 luni, când aveam tot așa câteva zeci de cazuri în fiecare săptămână, a urmat o creștere și să știți că lucrurile acestea se întâmplă atunci când creșterea numărului de cazuri, când în colectivități cu acoperire vaccinală relativ scăzută apare un copil bolnav care îi îmbolnăvește pe ceilalți care nu sunt protejați împotriva bolii. Și aceste variații sau fluctuații săptămânale sunt normale, dar ele nu indică deocamdată un trend care să ne asigure că, într-adevăr, epidemia se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Specialistul în sănătate publică, Alexandru Rafila, a fost alături de noi. Mulțumesc pentru intervenție. Vremea se încălzește astăzi în toată țara și vom avea parte de temperaturi ce vor trece de 30 de grade și nici ploile nu ne mai dau bătăie de cap decât în zonele montane. Gabriela Mihai ne aduce acum toate datele despre vreme. Bun găsit! Astăzi vom avea parte de o vreme foarte frumoasă în toată țara. Ploile se retrag. Vor mai fi averse doar la munte, în zonele de pe creste și foarte puțin va fi vânt tot în regiunile de munte. Însă, în rest, avem temperaturi maxime cuprinse între 26 de grade în nordul Moldovei și ajung până la 33-34 de grade astăzi în sudul și sud-estul țării. Atenție însă, aceste temperaturi la soare sunt resimțite mai mari decât la umbră. Important de menționat este că, așa cum spuneam, nu vom avea parte de ploi. În capitală va fi o zi foarte frumoasă cu maxime de până la 30 de grade Celsius. Ploile nu vor fi astăzi, iar la începutul săptămânii, luni și marți, vom avea parte inclusiv de temperaturi caniculare, ce vor depăși peste 35-36 de grade Celsius. Acest lucru înseamnă că la soare se vor resimți chiar și cu 10 grade mai mult decât la umbră. Însă, atenție, ne spun meteorologii că de la mijlocul săptămânii de miercuri vremea se va mai înrăutăți, temperaturile vor mai scădea cu câte 5-6 grade Celsius și nu este exclus să reapară ploile. Inclusiv joi vom avea o vreme critică, însă la finalul săptămânii viitoare, în weekend, vom avea din nou parte de vreme frumoasă. Plan roșu de intervenție declanșat în județul Vaslui în urma unui accident rutier cumplit care a avut loc pe drumul european 581 în apropierea localității Bădana. 3 autoturisme au fost implicate, 12 victime au rezultat, dintre care 5 au pierdut viața. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
Tragedia s-a declanșat în momentul în care un șofer care conducea un autoturism înmatriculat în județul Bacău a efectuat o depășire neregulamentară. Mașina s-a izbit violent de un alt autoturism care venea din sens opus pe care l-a aruncat într-o altă mașină. Inspectoratul pentru situații de urgență Podul Înalt al județului Vaslui a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru apeluri de urgență 112 despre faptul că pe drumul european 581 pe raza localității Bădeana, comuna Totova, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme și sunt 12 victime. Dat fiind numărul foarte mare de victime, a fost declanșat planul roșu de intervenție al județului Vaslui, iar la fața locului au fost deplasate 2 auto speciale de stingere cu apă și spumă cu module pentru descarcerare și o auto specială pentru descarcerare grea. 12 oameni au fost implicați în accident, iar 5 nu au avut nicio șansă de supraviețuire. Când au ajuns salvatorii la locul accidentului, 4 oameni erau deja morți. Al cincilea a murit la spitalul din Bârlad. Alte 6 persoane se zbat între viață și moarte pe paturile spitalelor din Bârlad și Vaslui. Iar o altă victimă a fost trimisă direct la Spitalul Județean de Urgență din Iași. La sosirea echipajelor de intervenție, la fața locului au fost găsite 12 victime, dintre care 8 persoane erau încarcerate. Dintre cele 8 victime încarcerate, 4 au fost declarate decedate, printre care și un minor. 8 victime au fost transportate la spital, 3 dintre acestea fiind într-o stare foarte gravă. Cu toate eforturile depuse de medici, la Spitalul Municipal din Bârlad a decedat și o a 5-a persoană. Celelalte persoane rente grav sunt acum supuse unor intervenții chirurgicale pentru salvarea vieții, iar una este transportată la unitate medicală din județul Iași. Printre cei care și-au pierdut viața se află și o întreagă familie de naționalitate bulgară care mergea în vacanță în Grecia. Accident grav și pe drumul național 1, 4 oameni au fost răniți după ce 2 autoturisme s-au izbit violent în apropiere de Brașov. Una dintre victime a rămas încarcerată, iar pompierii au muncit 10 de minute să o scoată din mașină. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc la intrarea în localitatea brașoveană Vlădeni. Totul a pornit după ce un șofer grăbit și nu prea stăpân pe volan a scăpat mașina de sub control și a intrat pe contrasens. Celălalt șofer, care circula regulamentar, a încercat din răsputeri să evite autoturismul, a apărut ca din senin în fața lui, însă nu a avut nicio șansă. Cele 2 mașini s-au izbit atât de violent încât bucăți din ele s-au răspândit pe 10 de metri pe șosea. Martorii au sunat la 112, iar la locul accidentului au venit 4 echipaje de salvatori de la Isus, Murd și de la ambulanța Brașov. 4 oameni din cele 2 autoturisme au fost răniți, una dintre victime a rămas încarcerată, iar salvatorii au muncit 10 de minute să o scoată dintre resturile mașinii. Din fericire au reușit să-l scoată pe bărbat în viață și l-au trimis la spital împreună cu ceilalți 3 răniți. Din cauza rănilor suferite, cei 2 șoferi nu au putut fi testați cu aparatul etilotest, așa că nu se știe dacă vreunul dintre ei consumase alcool înainte de a se urca la volan. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă acum să deslușească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul. Viorica Dăncilă este noul președinte al PSD. Victoria a fost una așteptată, însă chiar și așa congresul a fost unul marcat de tensiuni și discursuri controversate. La finalul zilei, premierul Viorica Dăncilă a primit 2828 de voturi și a devenit președintele partidului, fiind astfel prima femeie în această funcție. Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv cu 2463 de voturi, iar Mihai Fifor va ocupa funcția de secretar general, după ce a strâns 2366. De voturi. Atunci când mi s-a propus funcția de prim-ministru, am stat, m-am gândit și toți îmi spuneau să accepți, ești prima femeie prim-ministru, dar foarte mulți și atunci m-am gândit, am o dublă responsabilitate. Am responsabilitatea de a duce această țară pe drumul bun. Am responsabilitatea să nu-mi dezamăgesc colegii. Dar am responsabilitatea pentru toate femeile din România să arăt că o femeie prim-ministru poate fi la fel de bună ca un prim-ministru bărbat.
Viorica Dăncilă a devenit prima femeie președinte din istoria PSD. O victorie cu final așteptat, însă pentru care jocurile au fost făcute cu multe zile înainte. Aflat tot în tabăra lui Dăncilă și Mihai Fifor a fost ales secretar general PSD. Acesta este de părere că prin votul pe care l-a primit partidul a arătat că PSD intră într-o nouă etapă, precizând că noua conducere este o echipă extraordinară, gata să înceapă să lucreze. Mulțumesc în numele întregii echipe Congresului pentru modul exemplar în care s-au mobilizat astăzi colegii, pentru votul acordat. Este, cred, cea mai bună dovadă că ce spuneam în intervenția mea anterioară, anume că acest congres nu este despre funcții sau despre o competiție, ci despre modul în care Partidul Social Democrat intră, iată, într-o nouă etapă, cred că lucrul acesta se adeverește. Avem o echipă extraordinară, avem o echipă gata să înceapă să lucreze pentru Partidul Social Democrat. Și Eugen Teodorovici, ales la congresul de sâmbătă președinte executiv al PSD, a declarat că e plin de emoție și că își dorea de foarte mult timp această funcție, asta după ce s-a gândit și s-a răzgândit de vineri și până sâmbătă. Ba chiar s-a și retras din cursă ca să revină pe lista candidaților dis de dimineață. Mă gândeam dacă această sală, sau în această sală poate undeva, curând, se va decide și soarta țării. În sensul bun al cuvântului, deja sunt plin de foarte multă emoție. Nu știu ce înseamnă să fii președinte executiv. E ceva ce mi-a îndoit tot timpul să fiu, ca lucrurile, problemele pe care oamenii le aduc, să găsesc rezolvare. Asta am să fac ca președinte executiv. Asta am să fac în continuare ca ministru al finanțelor publice. Ca o dovadă a schimbării de macaz în PSD, premierul Viorica Dăncilă și-a atacat mentorul politic chiar pe scena Congresului. Dăncilă a spus că trebuie să se renunțe la disputele politice privitoare la justiție, iar PSD să nu se mai izoleze pe plan extern prin legi care par date pentru interese ascunse. Promisiunile pompoase nu au lipsit nici ele din discurs în buna tradiție inaugurată la alte congrese. Nu trebuie să mai intrăm în dispute inutile, să ne izolăm în plan extern și să dăm impresia că suntem mai preocupați să schimbăm legile pentru cine știe ce interese ascunse. Am părut mai preocupați de justiție decât de sănătate, de educație sau de investiții. Asta, pe bună dreptate, i-a supărat pe oameni și a dus la o ruptură de dialog, dar și de încredere. Trebuie să dovedim că am înțeles votul de la referendum și că vom respecta opinia cetățenilor. În calitate de prim-ministru, mă angajez în fața dumneavoastră că vom face o autostradă cap-coadă. Am demarat deja analiza. Am demarat deja analiza pentru a vedea exact care este proiectul cel mai bine pliat pe așteptările românilor. Iar noi suntem pregătiți să finanțăm acest proiect de la bugetul de stat. Și vă mai promit un lucru. Nu voi mai tolera niciun fel de întârziere, nici din partea autorităților, nici din partea constructorilor. Perdeanții au încercat și ei să spună câte ceva de la tribună, însă nu au fost deloc convingători. Șerban Nicolae, de exemplu, a spus poezii. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele și de aceea apelez la versurile unor poeți inspirați, care ne-au făcut cinstea de a ne fi contemporani. Că țara nu se face cu lași, cu apatrizi, iubirea nu te scuză când ochii închizi. Dacă renunți la luptă, n-ai ce să mai aștept, nimica nu se face în poziție de drepți. Că țara-i bogăția ce veșnic ne rămâne și glasul ei ce îndeamnă, deșteaptă-te române! Ecaterina Andronescu a ținut un discurs despre internet și a explicat cum au fost bătuți pesediștii de tehnologia modernă. Ce i-a îndepărtat pe oameni? Faptul că noi n-am știut să stopăm ceea ce opoziția a făcut la cele mai înalte cote. N-am știut să oprim știrile false. N-am știut să contracarăm lucrurile neadevărate pe care le-au adus în scena publică. Și poate că da, n-am știut să folosim tehnologia în așa fel încât lucrurile bune pe care noi le-am făcut să ajungă până la cea mai mică organizație de bază și
spună la toți cetățenii acestei țări, pentru că aceste lucruri bune pentru ei s-au făcut. Iar Codrin Ștefănescu, cel care a pierdut locul de secretar general în favoarea lui Eugen Teodorovici, a făcut un act de mândrie din faptul că a stat tot timpul lângă cei acuzați de corupție. Am fost alături de Adrian Năstase când nu mai era nimeni. Am fost la proces, am fost până când l-au încătușat. Am fost alături de tine, Andrei Dolinanschi, când te-au anchetat. Am fost alături de tine, Orguța Vasilescu, când ți-au pus cătușe la mâini pentru o mizerie. Am fost alături de tine, Ionar Sene, când te-au încătușat pentru o mizerie. Am fost alături de Mircea Cosma, de Andreea Cosma, de Vlad Cosma și întreaga Prahovă. Am fost alături de fiecare coleg al meu aflat la Nanghe. Am fost alături, inclusiv acum, de liderul nostru aflat după gratii. Vreau să cer scuze tinerilor colegi care au muncit acum pentru a reface buletinile de vot prin adăugarea numărului meu și pentru care vreau să vă mulțumesc, măcar pentru șansa dată astăzi de a vorbi în fața Congresului. Congres de la care un fost președinte al nostru, al partidului, spunea, și eram foarte mândru, recunosc că acum câțiva ani, aici în sală stăteam undeva, cred că în stânga, și spunea că singurul om din această țară, singurul român, care a crezut în șansa acestei țări de a aduce banii europeni, a fost Eugen Teodorovici. Așadar, Congresul PSD a trecut. Urmează să vedem cum se repoziționează taberele din partid. Alina Sorocean ne alătură acum și ne spune cine ce-a mai zis după întrunirea PSD-știlor. Am găsit după congresul de ieri, Liviu Pleșoianu a apărut învingător, chiar dacă nu a câștigat șefia Partidului Social Democrat, însă a ieșit pe locul 2 după Viorica Dăncilă. Spunea Liviu Pleșoianu că va candida la legile prezidențiale, indiferent de situație, adică de dat de înțeles chiar dacă va fi sau nu susținut de Partidul Social Democrat. A obținut 715 voturi, un scor destul de bun pentru Liviu Pleșoianu. În același timp, însă, o dezamăgire a fost pentru Daniel Florea, primarul sectorului 5. Acesta și-a dat demisia din filiala PSD Sector 5, nemulțumit de rezultatul obținut. Spunea că a obținut un rezultat mai scăzut, un număr mai mic de delegați decât cei care erau prezenți în sală de la București-Ilfov. Drept urmare, Daniel Florea rămâne în acest moment doar primarul sectorului 5 și simplu membru al Partidului Social Democrat. Au apărut și reacții din afara Partidului Social Democrat. Victor Ponta menționa că acum PSD trebuie să se apuce de guvernare pentru că nu mai au niciun motiv să spună că nu pot guverna și că există probleme, nu pot da vina pe nimeni, iar Adrian Năstase spunea că în acest moment Partidul Social Democrat are o conducere echilibrată, Dăncilă, Fifor, Teodorovici, și s-a arătat plăcut surprins de evoluția lui Liviu Pleșoianu. Dincolo de voturi, de câștigători și de perdanți, Congresul PSD l-a scos pe Marian Oprișan din peisaj. Deși se visa cu funcții prin partid și poza într-o voce puternică, Marian Oprișan a fost dat la o parte. Baronul cu Jaguar, primit cadou de la mămică, a fost huiduit în așa hal când a urcat pe scenă, încât a coborât imediat înapoi în tribună. Înghesuit de reporter, acesta s-a victimizat, spunând că a fost huiduit pentru că a fost intransigent cu Liviu Dragnea. Bună ziua tuturor! Se pare că nu vor să mai vorbim. Acesta a fost momentul care l-a redus la tăcere pe șeful PSD Vrancea. Ulterior, acesta s-a plâns cătrănit reporterilor. Deci poziția mea intransigență față de Liviu Dragnea, și o mai spun încă o dată cu toată responsabilitatea, a determinat niște comportamente din partea unora dintre colegii noștri, și mă refer strict la organizația de Olt, organizația de Dolj și organizația de Telorman. Șefilor de organizație cu care eu sunt adversar de multă vreme și n-am fost de acord cu ideile lor,
i-au pus cât se poate de clar pe membrii delegați la Congres să fluiere pentru că se răzbune ei pe mine din cauza faptului că am fost eu intransigent față de Liviu Dragnea. Și voi rămâne în continuare. Eu nu sunt de acord ca PSD să transforme în Partidul România Mare. Scandalul a continuat după ce au apărut imagini cu Mihai Vifor, care pare să susțină tabăra celor care l-au huiduit pe șeful PSD Vrancea. Ulterior, Oprișan l-a confruntat pe Mihai Vifor. În aceste imagini se poate observa cum Vifor încearcă să-i dea câteva explicații șefului Consiliului Județean Vrancea, însă Oprișan nu prea a apărut încântat de precizări. O reacție a venit și din partea premierului Viorica Dăncilă. Am văzut acest lucru, eu dezaprob o astfel de manifestare. Cine a făcut acest lucru, cred că nu a procedat în mod normal, nu a procedat într-un mod în care trebuie să ne raportăm la discursul unui coleg de partid. Și Cătălin Rădulescu, care a fost acuzat că ar fi orchestrat huiduielile, a reacționat imediat. Socialdemocratul spune că Oprișan trebuia să asculte de colegii săi și să nu mai ia cuvântul. L-au huiduit marea majoritate a țării pe Oprișan. Prima dată au început fluierăturile și huiduirea din partea dreaptă, apoi din partea stângă și după aia era un murmur general. Sigur că eu am reacționat pentru că el n-a înțeles nici măcar că înainte spusese mai mulți colegi să nu vorbească, pentru că după declarațiile ultimele pe care le-a făcut era clar că țara se va întoarce împotriva lui. Și fostul premier Sorin Grindeanu i-a transmis un mesaj ironic lui Marian Oprișan. Pentru Marian Oprișan și Banatul te-a fluierat, a scris Grindeanu pe o rețea de socializare. Și apar reacții de la opoziție după ce partidul de guvernământ ales să rămână sub fustele premierului Viorica Dăncilă. Președintele PMP, Eugen Tomac, spune că nu s-a schimbat nimic de fapt în PSD. Avem aceiași baroni locali și aceiași miniștri incompetenți. Schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor, cam așa pare să caracterizeze Eugen Tomac ceea ce se întâmplă acum în PSD. Președintele Partidului Mișcarea Populară spune că PSD rămâne același partid viciat, indiferent cine îl va conduce. Dăncilizarea PSD, un congres necesar după cel la care în aceeași sală în urmă cu câteva luni Dragnea striga: vreți să fiu președintele vostru? Acum este puțin ocupat cu lectura, iar urmașii săi au decis noua cale de urmat. Aceeași, de fapt, multă minciună astăzi la congresul PSD. Un asemenea delir doar la guvernele chineze de prin exil mai auzi. Promisiuni peste promisiuni, de parcă astăzi ar fi câștigat alegerile, uitând că sunt la guvernare din mai 2012. Scrie Eugen Tomac pe o rețea de socializare. Președintele PMP nu a pierdut ocazia să aducă aminte că realizările guvernului PSD sunt zero. Uită că realizările lor sunt 0 km de autostradă, 0 spitale regionale noi, 0 școli noi construite, 0 grădinițe noi construite. În schimb, au instituit pensii speciale pentru parlamentari și primării, un furt în toată regula din banul public. A fost un congres care, fără prea multe retușuri, ar putea fi scenariul unei comedii de succes. Urmează partea a doua, care poate fi organizată chiar în discotecă. Teodorovici, președinte, și Dăncilă, premier. Un tandem care va face senzație. Ar putea fi comedie dacă n-ar fi de fapt dramă, mai scrie președintele Partidului Mișcarea Populară. Este spectacol total pe străzile Reșiței, acolo unde peste 12.000 de oameni au fost prezenți pentru a vedea cai putere în acțiune în tradiționala etapă de viteză în coastă. Revenim și noi cu mai multe imagini după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la știri. Crima de la Bragadiru a luat o nouă turnură. Individul care a ucis-o pe tânără cu 30 de lovituri de cuțit a avut un complice, nimeni altul decât cel angajat să-i plimbă fetei câinele. De altfel, acesta a și fost audiat, dar inițial polițiștii i-au dat drumul din lipsă de probe. Acum însă ambii au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cei doi indivizi plănuiau de ceva timp să fure bolidul de lux în valoare de 150.000 de euro pe care l-avea tânăra ucisă. Ambii o cunoșteau, iar cu individul angajat să-i plimbe cățelul, tânăra absolventă de drept chiar ar fi avut o relație, spun surse din anchetă. Acesta i-ar fi vândut pontul amicului său, care i-a bătut fetei la ușă cu gândul să-i fure cheia de la mașină. Totul s-a transformat însă într-o crimă oribilă. De 30 de ori a fost lovită fata cu cuțitul, iar apoi asasinul a lăsat-o într-o baltă de sânge în casă, i-a furat cheile de la mașină și 150 de lei și a plecat cu gândul să fure bolidul. Planul nu a mers pentru că mașina era dotată cu un sistem de recunoaștere facială, iar criminalul nu a reușit să o pornească, așa că a fugit la mare. Aici a
și fost prins de polițiști în timp ce voia să-și vândă bicicleta. Polițiștii l-au identificat după ce au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere din complexul rezidențial unde locuia victima. Între timp, în București era chemat la audieri complicele asasinului. Acesta a fost de altfel și cel care a anunțat poliția că a găsit cadavrul fetei în apartament. Individul a fost însă lăsat liber din lipsă de probe. Abia ieri, polițiștii au pus cap la cap toate declarațiile și au constatat că cel care anunțase crima era și complice. Acesta le-a spus anchetatorilor că nu a luat parte la crimă, dar a recunoscut că a vrut să fure mașina victimei. Atât el cât și criminalul au fost plasați aseară în arest preventiv pentru 30 de zile. Jaf desprins din filmele de peste ocean la o sală de jocuri de noroc din municipiul Satu Mare, polițiștii au intervenit astăzi într-unul din cartierele din oraș. Hoțul a folosit un spray lacrimogen și a reușit să fure 10.000 de lei. Potrivit poliției, Satu Mare, atacul a avut loc în primele ore ale dimineții. Un bărbat necunoscut a intrat într-un casino din oraș, de unde a reușit să sustragă aproximativ 10.000 de lei. Individul a folosit un spray lacrimogen pe care l-a pulverizat în sala de jocuri. Imediat după ce tâlharul a fugit cu prada, o angajată a sălii de jocuri, de altfel singura care se afla în momentul atacului în local, a sunat la 112 și a anunțat poliția. Însă până au venit agenții la fața locului, individul dispăruse. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a identifica persoana care a comis jaful. Anchetatorii au anunțat că au un cerc de suspecți, însă nu au reușit încă să dea de urmele atacatorului. Și din câte se pare, nu ar exista niciun martor care să fi văzut în ce direcție a luat autorul sau dacă a mai avut complici care să-l fi așteptat afară. Însă este foarte posibil ca hoțul să mai fi fost prin local, acesta părând să cunoască incinta. Potrivit poliției, Satu Mare nu au fost persoane rănite în urma atacului. Este spectacol total pe străzile Reșiței, acolo unde peste 12.000 de oameni au fost prezenți pentru a vedea caii putere în acțiune în tradiționala etapă de viteză în coastă. Cu mic cu mare, oamenii au venit să vadă bolizii, dar să urmărească și maestria conducătorilor auto care au dat adevărate lecții de condus pe străzile din oraș. Peste 60 de piloți au luat startul în tradiționala etapă de viteză în coastă la Reșița. Nu au lipsit nici incidentele, două dintre cele mai puternice mașini ieșind în decor, dar asta nu a încurcat prea mult competiția. Mihai Leu este și la Reșița printre cei mai rapizi. Fostul campion mondial la box se declară încântat de runda la care participă. E un traseu frumos, e și un traseu cu viteză destul de mare, adică sunt multe viraje rapide. Întotdeauna ne gândim să mergem cât mai bine, trebuie să vedem să fie totul în regulă cu mașina, trebuie ca eu să mă concentrez foarte bine, timpii noștri să fie buni și eu, dacă e bine pentru locul 1, foarte bine, dacă nu, ne pregătim pentru următoarea. Zona Berceni va deveni cel mai nou hub de afaceri din capital, acest lucru datorându-se celui mai amplu proiect public de investiții în infrastructură, pe care primăria sectorului 4 se pregătește să-l demareze. Proiectul promite să atragă investitori și să dezvolte zona în cel mai scurt timp. Zona de sud a Bucureștiului, mai exact zona Berceni, va deveni cel mai nou hub de afaceri după ce primăria sectorului 4 a obținut acceptul Consiliului General al Municipiului București pentru exproprierea terenurilor proprietate privată în vederea continuării procesului de modernizare, lărgire și reamenajare a spațiului dintre stația de metrou Apărătorii Patriei și centura capitalei. Până astăzi, sectorul 4 nu a avut o funcționalitate economică așa cum cetățenii și-au dorit. A devenit mai mult decât necesar pentru comunitatea noastră să transformăm această zonă, încă neexplorată, într-un hub de afaceri, într-un loc în care investitorii să poată să vină. Sectorul 4 este un sector cu infrastructură. Cu infrastructură solidă din acest moment. Discutăm despre conexiunea cu centura, discutăm despre supralărgirea șoselei Berceni, discutăm despre stație de metrou, discutăm despre tot ceea ce este necesar ca o companie să fie extrem de accesibilă și, nu în ultimul rând, sectorul 4 oferă un puz de foarte bună calitate, un puz care îi poate sprijini pe investitori în dezvoltarea în regim de urgență a unor proiecte de anvergură.
În procesul de modernizare va fi construită o nouă stație de metrou la 700 de metri de șoseaua de centură, amenajată cu parcări de tip park ride și un pasaj pietonal subteran, dar și parcări pentru biciclete și trotinete la fiecare stație de metrou. De asemenea, va fi extinsă rețeaua de iluminat public cu soluții de iluminat de tip LED până la șoseaua de centură. Proiectul integral va fi implementat și finalizat până cel târziu în anul 2022. Întâlnire istorică între Donald Trump și Kim Jong-un, liderul nord-corean a strâns mâna președintelui american în zona demilitarizată. Niciun alt președinte american nu s-a mai întâlnit cu cel mai important lider nord-corean la această ultimă frontieră din perioada războiului rece. Revenim cu imagini și detalii după o scurtă pauză de publicitate. Și continuăm cu informații externe. Întâlnire istorică între Donald Trump și Kim Jong-un, liderul nord-corean a strâns mâna președintelui american în zona demilitarizată. O fâșie de 250 de kilometri, care doar simbolic este numită așa pentru că este cea mai supravegheată zonă militară între cele două Corei. Kim a afirmat că această întâlnire nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi existat o prietenie extraordinară între el și Trump. Aceasta este cea de-a treia întâlnire între Donald Trump și Kim Jong-un și a fost pregătită cu câteva luni înainte. Președintele SUA Donald Trump a sosit în zona demilitarizată dintre cele două Corei, chiar înainte de o întâlnire istorică așteptată cu numărul 1 nord-corean. Președintele asiatic a acceptat în ultimul moment o invitație a președintelui SUA de a se întâlni într-o perioadă în care apropierea dintre cele două țări dă semne de blocaj din cauza disputei asupra programului nuclear al Fenianului. We were in Japan for the G20, we came over and I said, hey, I'm over here, I want to call up Chairman Kim. And we got to meet, and stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made, and this has been, in particular, a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice, and I want to thank you. Niciun alt președinte american nu s-a mai întâlnit cu cel mai important lider nord-corean la această ultimă frontieră din perioada războiului rece. Donald Trump a devenit duminică primul președinte american în funcție care a pășit pe teritoriul Coreei de Nord. Experiență șocantă pentru o pasageră aflată la bordul unei aeronave a companiei EasyJet. Membrii echipajului au dat-o jos din avion pe femeia în vârstă de 31 de ani pe motiv că ținuta sa este inadecvată, mai ales în condițiile în care în avion erau și mulți copii. Femeia nu purta sutien pe sub bluza transparentă, dar și-a acoperit ulterior pieptul cu o bandă adezivă. Nici atunci însă, scrie The Sun, însoțitorii de bord n-au lăsat-o în avion. Umilită și cu lacrimi în ochi, femeia a fost nevoită să se întoarcă în sala de așteptare a aeroportului din Malaga. Polițiștii spanioli au rămas șocați când au aflat motivul pentru care femeia a fost dată jos din avion. Ea a fost nevoită să rămână peste noapte în aeroport și să plătească 149 de lire sterline pentru un alt zbor spre casă în Marea Britanie. Punem punct aici jurnalului. Nu ratați La fix, tot de unul cu Irina Petranu.